Bună ziua, dragilor, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Haideți să vedem fecioară în dragoste pentru luna septembrie. Ce ne arată cărțile pentru dumneavoastră? Voi citi energia cărților pentru fecioară luna septembrie, plan sentimental. Sunteți îndrăgostit, îndrăgostită de o persoană cu care parcă, dragile mele fecioare, nu puteți fi. Văd o relație de amanți, amantă, da? O relație în care un bărbat este pus în fața alegerii unor două femei sau este cu două femei. Dumneavoastră vă simțiți extrem de singur sau singură în această lună septembrie. S-ar putea ca această singurătate să fie legată foarte mult de persoana la care vă gândiți, vă doriți uniunea cu această persoană, vă doriți să spargeți bariera care s-a creat între dumneavoastră și această persoană. Vorbesc despre o barieră atât fizică cât și emoțională, pentru că pentru mulți dintre voi există un drum care vă separă. Vă veți uni cu această persoană, iar intuiția dumneavoastră vă va spune acest lucru, că această conexiune nu s-a sfârșit niciodată și că indiferent de ce anumite, de ce reguli sunt în societate, de ce tradiții sunt, obiceiuri, religie și așa mai departe, știți că toate aceste lucruri nu vor sta în calea unirii între voi doi. Toate, dacă până acum a existat pentru voi, dragile mele fecioare, foarte multă confuzie și de aceea v-ați retras și o să vă retrageți în această lună septembrie, să vă gândiți la ceea ce s-a întâmplat în trecut, să vă gândiți cum ați ajuns aici în momentul prezent și ceea ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră până acum, experiențele pe care le-ați avut, care au condus la rezultatele pe care le aveți în prezent, veți avea toate aceste idei bine puse la punct, veți aduna toate informațiile necesare de care dumneavoastră aveți nevoie. Aceste informații vor fi adunate în mod intuitiv sau în mod inoportun, adică nu vă veți aștepta, însă dumneavoastră veți avea informațiile necesare, veți ști ceea ce trebuie să faceți, pentru că aici cineva este pus în fața unei decizii. Am zis mai devreme că există un bărbat care este între două femei sau, dacă nu este cazul, există o persoană care va trebui să aleagă. Există o alegere de făcut, o decizie de luat, iar dumneavoastră ați reflectat intens, iar luna septembrie veți face această alegere, veți face această decizie, pentru că veți primi ideile necesare, veți primi claritatea necesară de la divinitate, de la îngeri, pentru a putea merge mai departe, pentru a putea face alegerea bună. Pentru că acum drumul către o femeie este blocat sau o femeie blochează drumul către un bărbat. Deci există, așa cum v-am spus, un bărbat simt foarte mult care este între două femei, iar această femeie blochează acest drum. Blochează acest drum către pentru ca această relație să fie bine definită. Fie dumneavoastră sunteți aici în această situație care blocați această relație pentru că aveți o alegere de făcut, s-ar putea poate să fiți cu altcineva, fie dumneavoastră dacă vă gândiți la o persoană anume, cealaltă este fie într-o relație cu altă persoană sau este căsătorită.
În orice caz, o femeie are drumul blocat sau blochează drumul pentru ca dumneavoastră să fiți împreună. Există blocajul acesta parcă din iarnă, există parcă anumite secrete în unele cazuri, anumite secrete care, să știți că sunt legate foarte mult de reguli. Aici foarte mult reguli, tradiții, obiceiuri, religie. Aici cineva nu poate să depășească, probabil să-și depășească principiile, să-și depășească valorile, însă dacă este cazul dumneavoastră, după cum bine vedeți, sunteți la înălțime, sunteți sus, sunteți protejat sau protejată de orice furtună, de orice îngheț, de orice problematică care acum când dumneavoastră vedeți acest videoclip vi se pare imposibil de atins. Dumneavoastră nu mai aveți optimismul necesar și vi se pare că lucrurile sunt blocate și sunt blocate pentru totdeauna și de cel puțin 6 luni. Văd un blocaj de cel puțin 6 luni pentru mulți dintre voi. Fie că sunteți blocați într-o anumită situație de unde nu puteți ieși, indiferent de ce calități aveți, indiferent de ce forță aveți, indiferent de abilitățile dumneavoastră, vedeți acest castel care este înghețat, să știți că până la urmă această gheață nu este decât o chestiune de timp pentru ca să se dezghețe. Aici undeva jos, dacă vedeți acest roșu, este un foc. Deci, cu siguranță, acest foc va lua foarte mult timp, pentru că este un foc foarte mic. Vedeți, dumneavoastră, este un foc foarte mic care arde mognit. Îi va lua foarte mult timp ca să aibă capacitatea să dezghețe acest blocaj, să distrugă acest munte, da, pe care îl vedeți, foarte mare, însă inteligența dumneavoastră vă spune să așteptați, să așteptați momentul potrivit, să așteptați momentul oportun, precum acest elefant care se găsește pe o bucată de stâncă în jurul unui ocean, al unei mări. Indiferent de mărimea acestui elefant, nu poate nota, nu poate să se separe de această stâncă, pentru că a creat ceva. Dar pentru ca, dacă sunteți dumneavoastră această persoană care se găsește în acest blocaj, să știți că soarta a făcut în așa fel încât, destinul a făcut în așa fel încât să treceți prin aceste experiențe. Nu spun că sunt niște experiențe plăcute, însă ați avut de învățat, iar aici aveți răbdarea necesară pentru a aștepta. Va dura foarte mult timp, dragile mele fecioare, pentru ca cineva să vină să vă salveze, cineva să vină să vă scoată de aici, pentru că există acest blocaj din partea acestei femei. Există această alegere de făcut. Dumneavoastră așteptați, sunteți deoparte, așteptați, sunteți singur, singură și așteptați ca cealaltă persoană să facă pasul și să ia această decizie. Există foarte mare posibilitate ca să ia decizie, însă îi va lua ceva timp. Această decizie poate va fi luată sau nu în luna septembrie, pentru că este ceva care durează de destul de mult timp. Haideți să vedem în viitor. Există tentații, există această relație care s-a sfârșit pentru mulți dintre voi, o relație în secret, o relație cu o persoană care v-a deschis sufletul, o persoană pe care ați cunoscut-o poate prin intermediul prietenilor sau într-un mediu public, da, pe rețele de socializare sau nu, în orice caz afară undeva, prieteni,
la serviciu într-o zonă publică. Dacă este ea virtuală sau publică, fizică, așa ați întâlnit această persoană, mulți dintre voi, și v-a deschis inima. Iar dumneavoastră v-ați oferit aceste sentimente, v-ați exprimat sentimentele, iar persoana respectivă va trebui să se decidă. Să se decidă ce va face. Nu este o decizie ușor de luat. Rămâne de văzut ce se întâmplă între dumneavoastră și această persoană în viitor. Deși această separare între voi doi durează de foarte mult timp, conexiunea între voi există încă, este permanentă, pot spune, dar din păcate fizic nu vă vedeți cu această persoană. Cam atât am avut de spus pentru voi, dragile mele fecioare. Vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări și vă aștept cu drag la un nou videoclip. La revedere!